Salut! A început de spus, aproximativ. Poți că am vorbăreț ieri și am apucat să vorbesc numai despre patru rânduri. Cald, 28 de grade, la mine în bucătărie, aici e jale. Sunt aproape de temperatura de fierbere, dar am promis. Cred că trebuie să dau niște explicații suplimentare despre titlu. Înainte de 89, era o mare nebunie. Dacă ne dau americanii sau nu ne dau, clauza națiunii cele mai favorizate. Avem niște avantaje economice dacă primești clauza asta. Și pornind de la discuțiile care au pe vremea aia, am ajuns eu la titlul de astăzi. Că în punctul ăsta de vedere, în unitate, eu aveam clauza cenzurii cele mai nefavorizate. Adică era în sac de box, pe scurt. Și de asta am dat titlul. Am avut onoarea să mă întâlnesc cu 14 reîncarnări al lui Napoleon, șefii mei. Comandanții, așa se considerau ei. Concret, partidul zicea, tovarășul cu tare este comandant. Dar el, de fapt, nu era comandant. Era un executant, eventual bun. Noi muncim, nu gândim. Două exemple. Vasile, colonelul Vasile. Un tip extrem de capabil. Ăsta a fost primul comandant cu care m-am întâlnit eu. De ce spun că a fost foarte capabil? Era colonel de nu știu câți ani și s-a descoperit că nu își terminase liceul. Dar un tip capabil. În 6 luni a făcut liceul. Iar ca posibilități intelectuale, poate a fost pe norocul meu. Cum am spus, în decursul carierei m-am întâlnit cu mulți stâmpiți. Eu nu mă consider un om deștept în fața de ăștia. Eu m-am raportat în permanență la cei din neamul meu. În față de cei din neamul meu, cum spun eu, numai aia mai tâmpiței s-au făcut ofițeri. Restul? Profesor la Sorbona, aia din Paris. Profesor la Heidelberg, aia din Germania. Am o listă întreagă de oameni care au făcut ceva din neamul meu, care au făcut ceva notabil în viață. Și în domeniul științei, unul Edmond Nicolau mi-a fost unchi, o somitate în materie de IT. Dar apropo că unde multă muncă, unde multă minte și multă prostie, într-o carte de-a lui, e normal că a cumpărat-o, spunea că niciodată un calculator nu o să ajungă ca să bată un om. Dar, după câteva pagini, spunea că dacă ai adunat toate calculatoarele din vremea aia de pe pământ, nu echivalează cu un centimetru cub din capul cel mai tâmpit om. Și știu că de atunci a zis, așteaptă să ajungă un calculator să echivaleze cu 350 de centimetri cub. Deci echivalent cu un om. Că atât avem noi în medie, cât o cilindrie de motocicletă. Și atunci o să facă ceva foarte, foarte apropiat de gândit. O să mai vorbesc despre treaba asta, că mă preocupă că lucrez în domeniu oarecum. Un exemplu de Vasile. Întârzi într-o dimineață la serviciu. Și e foarte așa. M-a chemat la el, bineînțeles. Că în armată era o treabă. Era plătit ore cur, nu ore cap. Trebuia să vii la timp la serviciu, să pleci la timp la serviciu. Ei, ce făceai între... Nu prea conta. Depinde cine erai. Și vorbea și pe el. Ți-ați pățit tovarășe, locotenent. Nu v-ați putut scula?
Nu, nu m-am culcat. Cum nu v-ați culcat? Păi am citit o carte. Aeroportul, așa se cheamă cartea. Groasă. Și am citit-o toată noaptea și ajunsesem la ultimile pagini dimineața și eram curios cum se termina. Ce vorbi? Păi eu că stau în pace, deschid o carte, uite așa în pică, nici n-apuc să ajung jos. Este la Vasile. Tot de la el citire. Am mai zis treaba asta pe undeva. Am aflat că urma să fim controlați. Că marele sta major, asta când Vasile, când vorbea cu comandantul de la divizie, la telefon se ridica în picioare. Nu glumesc. El fiind pe torcător și Lantu fiind la stadion, dar se ridica în picioare. Era ghinionul unității ăsta. În Ploiești, deci foarte aproape de București, de Marele Stat Major, singura unitate care avea și gaz metan. Și când ieșeau ăștia pe teren, cu noi începeau, cu noi terminau. Primul lucru care îl făceau când veneau în unitate acolo, îl trimitea pe unul ca să ia abonamente la tren la București pentru o săptămână. Și pe aia dă-i cu controlul. În concluzie, învățasem foarte bine ce trebuie să facem în caz de control. Ne bagă Vasile în club și începe să ne explice 8 ore ce trebuie să facem în situația controlului. Precizez, toți eram foarte stăpâni pe funcțiile care eram, trecuse la nu știu câte controle, de asta a simțit el nevoia să ne explice 8 ore ca să se acopere el. Ce vrei mai mult decât atât? 8 ore le-am spus ce să facă. Și s-a făcut 3 jumate, a terminat el. Zice, e, acum a plecat la muncă, la subunități. Și am ieșit toți năuci, după 8 ore de stat în sala acolo, ne-am aprins o țigară, am stat și eu, am o gașcă întreagă acolo, mulți, 50-60. Cu voce tare așa, că eu vorbesc calm, că trebuie să mă auziți numai aici. Ați văzut și la televizor cât un politruc de ăsta, sau o politrucă, care simte nevoia să țipe la microfon. Cu toate că microfonul amplifică, deci pot să vorbesc normal. Dar nu înțelege cele de la microfon și atunci trebuie să țipe. Și ridic tonul așa și mă uit la spre subunitatea, să era un platou lung, așa, și în partea latera chiar clădirile de la subunitatea mea. Și urlă odată tare, fulier! Ăla scoate capul, ordonați! Mapa! Și vine ăsta alergând cu mapa. Îi dau, mă salută, dă mapa, îi să-l salut. Zic, ei, acum hai la muncă! Și ies pe poarta afară. Ăla ți-au stat cu minți în cazarmă. Cât? Păi până a plecat Vasile, pe la 8 sau 9 seara. S-au băgat fiecare în câte o gaură, jucat table, stat de vorbă, fumat, băut cafea. A doua zi Vasile, ce mai sunt tânile, explici 8 ore, ce să muncească și pe urlă, furier, mapa și pleacă. Toți trebuia să facă așa. De ce n-au făcut? Da, aveam eu clauza națiunii cel mai nefavorizată. Altul din categoria asta de reîncarnare al lui Napoleon, ăsta a fost de fapt singurul care era interior, era comandant. Unul rotariu. L-am prins aici la Brașov. Venise cu listă. Era o cloacă la noi aici, biserici, bisericuțe, în care toți erau cu cozile înodate și tipul a venit ca să o desfințeze. Și normal că am intrat și noi în conflict. Prima dată am intrat cu el în conflict înainte de a veni în unitate.
fie o performanță. Eu abia mă mutasem aici în Brașov. Familia era încă la Ploiești. Stăteam la cazarmă după masa. N-aveam ce face acasă. Trebuia să trăiesc niște cabluri. Am doi centraliști. Zic, bă, ia plecați voi amândoi. Strângeți cablurile aia și foarte așa, de la centrală, cine rămâne? La asta sunt eu aici, că nu o sună nimeni. Ce nu știau soldații ăștia, că la Ploiești acolo îmi băgase nasul și în centrala aia de acolo și făcuse pe operatorul, pe centralistul. Sună pe oraș, cum se spunea. Și mă prezint, centralist de serviciu numărul 1. Și ăla începe, sunt colonel Rotariu, să trăiți, sunt centralist de serviciu numărul 1. Băi, dacă eu m-am prezentat că sunt centralist, că sunt colonel Rotariu, tu de ce nu te prezinți? Ba, m-am prezentat, sunt centralist de serviciu numărul 1. Și așa scrie în instrucțiunea de exploatare a stației telefonice centrale, pagina nu știu cât. Da. Dă-mi legătura cu Vanghele. Nu cunosc unde lucrează, dați-mi numărul de interior. Cum, bă, nu cunosc unde lucrează șeful de stat major? Vă raportez, răspund conform instrucțiunea de exploatare stație telefonică centrală, pagina nu știu cât, care precizează că nu se cere cu indicativ, așa răspund. În concluzie, cu toate că știam cine, mi-am dat nicio legătură. O să auzi tu de mine. E drept că mi-am mâncat fixații. Dar nici eu nu m-am lăsat datori. Deci am procedat așa, constructiv, eu așa eram. I se dusese buhul Rotariu. De asta nu a însemnat că capul pleca și sabia nu-l taie. Nu există. De ce? Alt exemplu cu el, simpatic, după mine. La un moment dat, toți mă anunță, băi, vezi că te caută Rotariu. Unde? Între K6 și K7. Întâmplător aveam un halat pe mine, în buțunar, bineînțeles, leștele de pe sârmă, că n-aveam niciun subordonat. Eu eram șef și subordonat. Și mă duc acolo. Și era o alee și ăsta stătea în mijlocul aleii. Pe aleea, în mod normal, circulau și camioanele care intrau, ieșeau din cazarmă. S-opriseră camioanele, că n-aveau curajul ca să-l pună pe ăsta să dea la o parte. Și cu o paranteză, eu de multe ori mi-am bătut joc de șefi, comportându-mă extrem de regulamentar. L-am văzut, am scos frumos halatul, l-am împăturit, m-am dus așa ca să ajung, ies în fața lui. Pas de defilare, cu toate că nu scria în regulament, să trăiesc doar că m-am prezentat la ordinea noastră. Știi, păi era un tip mai înalt ca mine, avea 1,90 m. Și stătea cu mâinile la spate așa și privea în zare. Tovarășe capitan, luați-mă sus să te spară mățăraia de sârme dintre cablu cu dintre pavilonul cu tare și cu tare. Ați înțeles? Da. Executarea. Aștept. L-am salutat, am plecat de acolo, mi-am pus halatul. Iar pe mine, efectiv, între două pavilioane de ele erau mănunchi așa de cablu, care atârnau. Avea dreptate. Scot oblicul, mă duc lângă un perete, acolo sap în sus și încep. Clap, 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 le tai pe toate. Trec drumul în partea alta, iar sar așa în sus ca să mă agăs de ele, clap, 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 le tai și pe alte. Le strâng pe toate colorat, le arunc în șanț. Scot halatul, repet traseul, ajung în fața lui, să fie stofel, vă raportez, am executat-o dumneavoastră. N-aveai nevoie de cabluri? Eu nu. Dar o să permite să plec. Dar cine are nevoie de ele? Stația de radioamplificare. Pe aici treceau jumate din circuitele pentru partea de nord a unității. Permite să plec. Du-te. N-a ajuns la unii în
la birou acolo, mă trezesc cu tot comitetul de partid. Ce-ai făcut, bă, bitea toată? Nu eu, am primit-o din la colonel Rotariu. Pune la loc! N-ați auzit că am primit ordin la colonel Rotariu? Toate, duceți-vă și raportați lui, nu mie. În banii ăștia așa, au trebuit, adevărul că arătau ca dracu. Și de nu știu cât ori le-am zis chestia asta, dar nu o înțeles. Deci am procedat așa, că așa am fost eu. Tot cu Vasile. Ca ofițer am făcut foarte mult arest. Că nu conta ce grad are ăla cu care aveam o dispută, dacă aveam dreptate vorbeam. Vă dați seama în armată. M-a caracterizat foarte bine ultimul din cei 14, unul Vanghele, care în notarea anuală de serviciu mi-a scris ofițerul de dovadă de lipsă de tact, lipsă de calm și de condescendență în relațiile cu superiorii. Așa eram. Adică scuip în sus? Ea a scuipat 30 ceva de ani în sus, consecvent și fără niciun fel de efort. Dar nu mă deranja. Ca să mă întorc la Rotariu, pleacă de la Rotariu de unitate, făceam tot așa pe centralistul. Și cer telefonul și l-am recunoscut după vocea. Să trăiești centralist de serviciu numărul 1. Da. Dă legătura cu, mai știu cum îl cheamă pe ăla. Nu cunosc unde lucrează, dați-mi numărul de interior. Dă legătura cu cutare. Nu cunosc unde lucrează, dați-mi numărul de interior. Probabil s-a prins. Și tabelele cu numerele de interior erau comune în tot comandamentul, adică comandantul 140, șef de stat major 129, de exemplu. Și începe. Dăm 140, ocupat reveniți. Dăm 129, ocupat reveniți. Dăm 133, ocupat reveniți. Dăm 125, că eram chiar eu, ocupat reveniți. Face liniște și sau de voce. Tu ești? Da. Tros telefonul. Am trecut timpul, am ajuns la comandament, nu știu cu ce ocazie, pe ăsta am făcut general, generalul diviziei de la Timișoara. Stătea pe un hol acolo cu o gașcă care la distanță respectoasă de 3 metri în jurul lui. Eu îl văd, îl salut, dar o să trec. Îl salut. Păi Popescu, tu știi că am ajuns, te regret pe tine? Dumneavoastră, să mă regretați pe mine? Da, băi, am o secție întreagă de transmisionist. Dau cât un ordin, aia zic că am înțeles și trec la executare și iese nasol. Se sparge în capul meu. La tine, când dădeam un ordin, tu spuneai că ordinul e prost și dacă să meargă bine, trebuie făcut așa și așa. Și făceai așa. Și n-aveam treabă, măi, nici nu știam că există transmisionist. Ca o paranteză, la Revoluție a fost printre puțini ofițeri care a reacționat corect și regulamentar. Restul a închetat, mai mai se intre la pușcărie. Restul își știu pe unul cu Coreanu. Era la serviciu regional transportul militar Brașov. Chiar în Bulicu, Brașov, eram 14 ofițeri acolo. Ne-a prins exact decembrie 89 acolo. Și un coleg de-al meu, stăteam pe întuneric, că se trăgea ca la balamoc. Și un coleg al meu se împiedică de niște picioare și credea că era și un soldat. Și credea că e soldatul ăla. Și spune la cine, băi, ești afară. Și la foarte așa, Maior Cucureanu, ieșiți afară, ne omoară tiroliștii, nu ies. Și primul avansat la excepțional. Chiar atunci, a doua zi sau a treia zi, de secretar PCR a avansat primul de pe Revoluție. Da. Începusem la Vasile, că spuneam că
Am făcut mult arest. Că ăsta Vasile, că nu reușea să mai pună pumnul în gură, adică nu era ceartă. El spunea, trebuie făcut cu tare ordine. Cu tare, cu tare, cu tare. Și începeam, doar și când îl vă raporte. Dacă spargem peretele pe acolo, pică geamul ăla. Nu mai se poate intra pe acolo și ne încurcă și la cutare. Îți ordon, repet, pică geamul ăla, nu mai putem intra pe acolo și se întâmplă și așa. Ăsta era genul de neexecutare de ordine. Și ăsta Vasile, că nu mai scăpa de mine, vă bag la rest. Ăsta era suprem. Mi-a zis odată, mi-a zis o de două ori, toată lumea știa cearta între mine și Vasile. Că era sport național. Ce m-am gândit eu? Mă duc la doctor cu notă de arest. Normal că aveam note de arest, dar în calitate de comandant de companie. O completez pe numele meu și puneți, vă rog, aici că sunt tapt. Ia te certa cu Vasile, normal. Scrisă la apta acolo, băga nota de arest frumos la uniform, avea niște buzunare încât intra exact o hârtie a patru. Și odată tot într-o ședință de asta, bineînțeles am ajuns la ceartă, și Vasile, mă bag la arest, la jucălărăm. Haideți că tot m-am inițiat să uitați, am trecut aici, atât nu ne convincea să facă de comandant, apt, istălit, de doctor, cât trec adică cu 3 sau 5 zile. Am lăsat așa, dar m-a băgat după aia, cu altul crocate. Ei, și odată, ce se întâmplă? Tipul nu putea gândi la două lucruri deodată. Adică lua cât o decizie, dar nu se gândea mai încolo. Eu mă gândeam. Tot așa zice 5 zile la rest. Foarte bine. Pleca la rest. Acolo eram foarte cunoscut la arest pe treaba asta. Prima dată când am intrat la arest acolo, era un târlică soldatul, așa îi se zicea la soldatul standard, care răspundea de asta, la arest. Văd acolo niște saltele groaznice. Păi ce saltele aveți aici? E cineva care mă deranjează, dar nu vreau să răspund. Hei, și soldatul spune, zice, păi și pe mine, și eu am o saltă la fel. Stai bă că rezolv. Sun la companie, mai aveți un camion care este în oraș? Da. Ia 8 saltele și le aduce la comenduire. Saltele noi. Soldatul nebunit. Deci, dar ține cont, eu mai ajung la rest aici. Eu dorm pe salta de asta. Țicol. Oh, n-aveți treabă. Bun, și stăteam eu la rest acolo. După masă, plăiești, cald. Șlapi, pantalon de cizme și un tricou. Și aud la un moment dat ceartă afară. Să certa ofițerul de serviciu cu garda. Și stăteam cu cap pe spate și citeam. Mă deranja. Ies afară, ăsta era într-o parte, era un capitan cu părul alb, bătrân. Și dincolo trei derbedei. Se certa cu ei și aia nu l-ascultau. M-am uitat acolo și am explodat. Cutărică dispare în corpul de gardă. Ăla s-a uitat, m-a văzut și e dispărut. Și voi ce dracu mai așteptat? Dispare și voi. Și el la santinală. Și tu! Să nu vă mai văd. Și intră toți în corpul de gardă. Se întoarce capitanul spre mine. Deci eu sunt ofițer de serviciu cu cizme, centură, banderolă și pistol și nu mă ascultă garda. Și mai astăzi sunteți la arest și se face o dată și dispare garda. Dragi capitan, eu sunt comandantul lor.
Și știu că după 3 zile eu ies de aici. Și nu vor să aibă neplăceri cu mine. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Și mă cheamă ofițerul de serviciu și spune, zice, mă, Vasile a dat tot din ca să fie, să-ți se dea drumul la arest. Tovarășul Radu, vedeți că în regulament, la articol, regulamentul disciplinar, la articolul cutare, scrie referitor la treaba asta că trebuie ordin scris, nu verbal. Să dea ordin scris. Ăla s-a prins de figură, a sunat înapoi, zice, nu vrea să iasă la arest, așteaptă ordin scris. Care era fantat. Urma o aplicație. Și din cazarmă ieșau vreo 40-50 de camioane cu tehnică, cu tot ce trebuie. Eram comandant de companie. Toată tehnica asta se lega prin sârme, care mi-aparțineau mie. Și eu știam cum să leagă. Că tipii erau prea deștepți să complice cu amănunte de genul ăsta. Trecut timpul, trap, 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 apare unul, ordinul scris din partea lui Vasile, că se ies de la arest. Foarte bine. Am ieșit la arest, m-am dus să mă tund, m-am bărbierit, și după am plecat pâș, pâș, și am și mâncat între timp în oră, și am plecat pâș, pâș spre cazarmă. Când intru în curte acolo, era o coloană de camioane și autospeciale, care stăteau frumos trase pe dreapta, toți alergau pe acolo, se învârteau, le uitau în tavan, mă vede Vasile. Ați fost eliberat la arest la ora cutare. Acum a venit. Tot și colonel. Nu asta ați dat ordin în data de, la ora de, că atunci când vezi la arest, trebuie să te bărbierești, trebuie să te tunzi și să mănânci. De asta am întârziat. Vă rog să mă scuzați. Rămâne asta bufnind. Eu văd unde erau camioanele mele. Mă urc în primul camion, mă așez acolo și tot la geam așa. Nu mai mă mișc. Ăsta se uita, era vreo 3 ofițeri de ăsta care erau așa. Scot capul pe geam și urlă la un sărgemajor. Băi, când dracu plecăm de aici, bă, că m-am săturat. Și atunci se uită aia unul la altă și zice, este aflăire. De ce? Din punct de vedere profesional, nu eram eu deștept la față de ăla în jurul meu. Da, avantaj eu. Și de-aia și permiteam ca să mă comport în felul ăsta. Bun. Viața după program. Eu, spre deosebire de alți colegi, aveam viață după program. Stăteam în gazdă, pe nucilor 13. Aveam un traseu, care veneam în uniformă, că asta era chiar la colțul unei, la două străzi. Pe aici veneam în uniformă și pe aici plecam după aia civil. În unitate toți mă știau Popescu Cedan. În viața civilă toți mă știau Colibaș Pedan. Nu mințeam, dar pusesem numele în viață. Și a mea avea o viață foarte intensă. Prin maică-mea intrasem în tot felul de cercuri de-astea mai intelectuale, oameni de teatru, sculptori, sculptoriță în special una, una. Ce viață, ce atelier avea aia. Și eram foarte implicat în asta. Mergeam la teatru, n-aveam ce face altceva. Într-un cerc din ăsta, una din fete a mirosit ea pe undeva că sunt militar. Și atunci foarte așa zice, am aflat că viața militară te tempește. Domnișoară, ai dreptate, dar trebuie reformulat altfel. Să știi că dacă ai predispoziție în acest sens, armata te ajută foarte mult. Și asta era adevărul. Nu m-am simțit pus în inferioritate. Dacă mă lăsa să vorbesc, mă descurcam de pe aia. Am spus eu pe nucilor 13, în 68-67.
când am ajuns în Plăiști, trei locotenenți, Trandafirescu, Dumitrescu și Popescu. Asta țin minte de la maica mea. Că dacă spun Popescu, Trandafirescu, Dumitrescu, maica mea avea măgăru în frunte. Observați pe sticlă, toți când povestesc despre Mănuțcu, să pun ei primii. N-au avut o mamă la mine, Lilion. Și ne-a zis, ce instructaj, ce acomodare, în prima zi ne-a explicat într-o oră despre ce e vorba și pe aia tu ești acolo, tu acolo, tu acolo, liber. Vă căutați gazdă în Plăiești aici. Eu mi-am căutat gazdă, Trandafirescu și cu Dumitrescu, erau din București, s-au urcat gara de vest, urcat în tren, plecat acasă, că n-au gazdă. Trecut timpul, eu am plătit gazda, ăștia făceau naveta, fierbea comandantul că niciodată nu reușea să se prindă pe ăștia, se aducă înapoi. Se dă o garsonieră, 2.5 x 3, atât avea, în corabia nebunilor, pentru unitate. E, și ziciți voi cui s-a dat această garsonieră? Păi logic, lui Dumitrescu, când avea locuință. Popescu ăsta avea. Noroc ăsta mită nu-l interesa deloc să aibă locuință în Ploiești. Și am mers la comenduire amândoi și i-am dat ceva de băut lui ăla, că era un coleg al nostru, și ne-a trecut. Și așa am prins și o garsonieră. Mamă, ce supărat a fost comandantul, ca în garsonieră. De ce? Păi întâi trebuia rezolvată lui Mită Trandafirescu, după aia lui Dumitrescu și eventual după aia, dacă mai rămâne, ce Popescu. L-am citit într-o schiță, se referea la perioada înainte de 44, în care vorbeau doi vis-a-vis la un restaurant, la o grădină, vorbeau niște ofițeri. Și unul întreabă, zice, ce vorbi ofițerii aia? Și ăla zice, despre femei, cai sau băutura. Cam asta era și acum, dar nu se mai vorbea despre cai, se vorbea, de exemplu, despre microbiști de fotbal. Dar în rest, i-am citit mult. Mi-a plăcut. Pentru mine, am citit pe undeva treaba asta, spunea unul, o carte citită în plus, o carte citită este o viață câștigată. De ce? Experiența de o viață duală, condensată în carte, tu o citești pe asta, ți-o bagi aici și te ajută. Nu, e foarte greu ca să... Titlul, autorul, mai am puține cărți, cam 10 metri liniar de cărți. Am vrut să fac o bibliotecă și de asta l-am studiat. Dar fragmente din cărțile astea mi-au rămas în cap. Și toate fragmentele astea, pe undeva s-au făcut așa, 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 și au creat personalitatea mea, care te permite să vorbesc trei de minute. Și am mai reușit ca să vorbesc încă despre 4 rânduri. Vă place? Mai vorbesc și mâine, încă 30 de minute, ca să le termin pe ăsta. Asta nu se poate învăța. Ca să poți vorbi liber așa, trebuie să ai în spatele tău mult citit. Ca să nu se învață. Să citești. Toate bune, ne mai întâlnim. Când convine cam un șablon acum, i-am zis primul, nu am modificat titlul, am zis fi doi și în rest nu mai fac muncă din secretarea IT-ului. Ne mai întâlnim. Mi-a făcut plăcere. Pausule. Am zâmbit.